Bianca Adam, vlogărița cunoscută drept Tequila sau femeia cu cei mai mulți abonați din România, este acum aici însoțită de noua ei gașcă. Ia, Tequila a trecut prin multe în ultima perioadă, ne povestește despre depresia prin care a trecut și despre cum s-a despărțit de fostul ei gang cu care împărțea apartamentul. E o treabă complicată, așa că aflăm de la ea Tequila și noua gașcă! Gașca! Gașca gang. Am înțeles. Say hello. Stai că nici nu știm cum să dăm cu fetele, noroc cu băieții. Deci, Tequila, despre ce este vorba, ce s-a întâmplat, că ai intrat și depresie, deci aveai un gang, o gașcă, te-ai despărțit de ei și ai făcut altă gașcă. Nu, este aceeași gașcă, doar că mult mai definită acum. Acum avem tricouri. Deci asta a fost problema. Păi, dar nu sunt cei cu care locuiei tu înainte? Da, sunt cei cu care locuiam. Faptul că locuiam împreună cumva ne-a adus într-o monotonie, să zic așa. Și acum, ca să păstrăm entuziasmul întâlnirilor, eu m-am mutat și e totul ca înainte. A, deci stai-mă un pic, că nu v-ați despărțit, adică nu e altă gașcă, altă poveste. Sunt aceiași, dar practic v-ați mutat, adică nu? Da. Practic, să stai cu prietenii în același loc nu e tocmai indicat pentru orice tipologie și de om. Chestia asta da. Ți-a provocat depresie sau care era treaba? Oarecum, da, am intrat într-o depresie pentru că ți-am zis, monotonia, aceleași activități. Stai, mă, nu înțeleg, adică voi erați o gașcă, stăteați în același apartament și tu ai intrat în depresie de bine ce vă era. Da, era, nu, de bine ce ne era, pentru că nu mai e nimic nou. Știi cum se întâmplă, rămâi în monotonie. Dar după a și continuat... acum e ceva nou, că tu ai plecat, îi vezi mai rar, când vă întâlniți, este entuziasm. Este entuziasm, exact. Și ne-am apucat și de proiecte mult mai intens. Adică nu e doar o glumă deci chestia sunteți asta. Gașca gang. Noi suntem gașca gang. Și aveți vreo legătură cu Five Gang? Absolut niciuna. Noi am avut gașca de la începutul YouTube-ului. Ei noi, cântă... Voi sunteți? 2, 4, 6, 6 gang. 6. Nicio, gang, a? Nicio legătură. Ne-am numit gașca gang în primul rând pentru că gang acum e un cuvânt la modă. Da. Nu de la Five Gang sau de la alt gang. Iar gașca mă rog, eram din Five Gang au fost cam primii care l-au... Au fost primii care cântă, noi nu cântăm. Noi suntem pe fan și avem proiecte în... pe YouTube, de gen serii de episoade, n-are nicio legătură cu cântatul. Haide să cunoaștem gașca, te rog frumos, prezinte-ne tu așa cum trebuie deci ca să-i cunoască lumea. Avem aici pe Deli, ea este... Stai să-i vadă și cei de acasă, zi. Ea este vegetariana noastră și bucătăreasa gangului, are grijă de noi de toți. Deci asta mă place, băi Ciucă, ia să facem noi gangul ăla de ți-am povestit eu de el. Deci aici ai aflat, notează și tu să învățăm de la Tequila. Deci ea este bucătăreasă, mi se pare foarte tare asta, jur. Adică ea vă gătește? Ea ne gătește și are grijă de noi. Dacă vă place ingredient, ați pus-o ca să de fapt, experimentează pe noi, să zicem. Bun. Ea este Teo, ea este miezul. Este miezul, adică? Este miezul. Ea are glumele, nu face nimic, ea doar e. E miezul și noi este suntem coaza. Este și există. Pur și simplu amuzantă prin deci ființa ei. Deci nu face nimic, doar există. Există și asta o să vezi de-a lungul timpului când o să ne vezi episoadele, o să te facă să râzi doar vorbind. E incredibil. El este bună, Alex Teo. Ciobanu. Salut. Și el gătește, dar nu neapărat pentru noi, ci pentru YouTube. Pentru nimeni, sincer să fiu. E spre binele lor. E interesant, outcome-ul e jalnic. Așa arată și la mine produsele bine când le prepar, dar n-ar mânca nimeni. Mai departe. El are canal de YouTube. Subscribe la Alex Ciobanu, Alex Ciobanu pe Instagram, bună mama. El este Edi Brandabura, zi și Brandabura. Salut. Brandabura. Bă, dar nu vreau să mă numele astea complicate așa. Așa îl cheamă. Nu am magia, Brandabura. Brandabura. Iar mă aducea. Și el are canal de YouTube și e super, super creativ. Ciucă, salvează-mă și tu situația asta. Și tu ai nume complicat, Ciucă. Deci, cum e? Deci, putem să ne luăm de mână. Deci, Edi Brandabura. Brandabura e numele din buletin? Da. Băi, Edi, bate în palma, mă, bravo. Am crezut că e un nume pe care ți l-ai ales tu acum și era foarte complicat să-l găsim. Nu, așa mă cheamă. Deci, bravo, atunci, bun. Sunt mai special. Și ea este Adela Zisă și Pacalu Papito. Pacalu Papito. Tot așa și la tine buletin? Nu. Atunci de ce ți-ai ales mă numele ăsta ciudat? Adică să-mi iasă și mie treaba. Pacalu Papito e un personaj de-al meu. Da. Așa ne place să ne distrăm și să ne dăm persoană. Cum adică un personaj de-al tău? E numai al tău? În interiorul tău? Da, chiar da. Crede-mă, chiar este. Ideea e că noi... În apartament, adică... noi când plecăm undeva, proiectul nostru se numește Autostopul cu Gașca Gang. Am început în iarnă, da. Am vrut să plecăm în Constanța cu autostopul și ne-am gândit că de acolo o să pornească o serie și să plecăm în orice oraș, ne spun fanii, cu autostopul. Ne gândim să o transform și într-o transformăm și într-o competiție. Practic să ne împărțim în două echipe da. Și să vedem cine ajunge primul. Hai că e mișto provocarea asta.
Vreau să-i puteți să faceți cu autostopul, să vedeți lumea întreagă, pentru că noi avem un prieten foarte bun, Bogdan Veselovski îl cheamă, a terminat facultatea și apoi și-a dorit foarte mult să călătorească și face cu autostopul și de vreo 5-6 ani e plecat, mereu a văzut vreo 55-60 de țări. Nu așa că eu cred că ar putea să treceți la nivel internațional. Bun, doamne, deci așa se numește, Gașca Gang. Așa e și pe YouTube și pe Instagram și pe Facebook? Pe Instagram avem momentan Gașca Gang, iar episoadele apar la mine pe canal, la Edi Brandabura, exact așa are canalul, da, și la Ciobanu. Am și eu un canal de YouTube, unde îmi place să aduc, încerc să aduc tot felul de idei din afară, care mi se par mie interesante și faine și să le adapte stilului meu. Foarte frumos. Câți ani ai? 19. Mulți înainte. Din prima. Deci, Teo, tu ce ai mai făcut azi? Doar pur și bine, simplu? Doar există. Îi bucur pe restul. Dar ai stat, ai fost miezul, cum au zis ei, nu? Exact. Da, da. Astăzi ce-am gătit? Niște legume mexicane cu șnițele de vinete și cartofi la cuptor. Ce te-ai mutat din apartament? Să intri în depresie când ai așa gașcă mișto? Păi... Mamă, unul gătește, unul... Nu știu, stai tu mai mult de o săptămână cu ei și o să vezi cum e. Cum? Stai tu mai mult de o săptămână cu ei și o să vezi cum e. Da, deci nu e bine. Nu, chiar ar trebui să vii la un moment dat să vezi. Hai mă, că vreau să vin. Vin la voi în casă, jur. Da. Vin la voi în casă, perfect. Da, câte puțin să nu te saturi. Puțin, da. Eu vă doresc multă baftă cu proiectul vostru, despre mulțumim care presupun că o să afle cei care se uită la noi, de pe mulțumim canalul de YouTube al Teu Tequila și de pe pagina de Instagram și Facebook, nu? Mai ce odată cum îl cheamă pe personajul ăsta al tău? Pacalu Papito. Este personajul, e un personaj de pe Facebook. Practic, el a fost cumva făcut printr-un meme, care are o mustață. Iar ea tot timpul își pune câte o mustață fake. Îi place chestia asta și noi am zis să o aduce foarte mult. Da, chiar și nu, ca bine să înțelegi, avem topuri așa de mustață acasă. Cum ai zis, Pacalu Lucă Papito? Pacalu Papito. Zi, Pacalu Papito sus pe pod, sub jos pod. Nu. Aveți mustăți pe aici. Poala popii, știi? Era că n-ai cuvinte mai grele, da, știi? Da, da, pentru dicție. Da. Ea vorbește mai mult cu fața, oricum. Da. Vă mulțumesc, aveți baftă, și gang-ule. Și noi, mulțumim și succes! Oameni buni, Six Gang. Nu merge, mă, Six Gang? Niciodată, Gașca Gang. Niciodată. Gașca Gang. Dar voi nu vă înțelegeți cu cei de la Five Gang? Ba da, doar că noi nu cântăm, adică e total altceva. Bine, am putea să ne aflăm. Complicată, bă, treaba asta cu YouTube-ul, cu gang-urile, cu provocările.